Bun găsit în episodul de astăzi al recomandărilor de lectură. Aș vrea să vă vorbesc despre romanul lui Milan Kundera, The Book of Laughter and Forgetting. Ediția pe care o am în față este în limba engleză, publicată în anul 2000. Milan Kundera este un scriitor ceh care se naște în 1929 și care se exilează în Franța în 1975, devine cetățean francez în 1981. Este unul dintre marii scriitori ai literaturii universale și, bineînțeles, există așteptarea ca Milan Kundera să fie și deținătorul Premiului Nobel pentru literatură. Romanul pe care l-am în față, The Book of Laughter and Forgetting, este o capodoperă. Este una dintre acele rare cărți care ți-ai dori să nu se termine. Cartea spune 7 povești aparent fără legătură între ele. Povestea unui disident ceh și a destinului său după înăbușirea primăverii de la Praga, povestea erotică a unui cuplu care acceptă conviețuirea într-un triunghi conjugal, a unor studente care fac o analiză absolut fantezistă a piesei de teatru Rinocerii de Eugen Ionescu, a unei imigrante cehe rămasă văduvă care ar face orice să intre în posesia unor scrisori pe care le lăsase în Praga, sau a unei femei de provincie care, deși era posesoarea unui soț măcelar și a unui amant mecanic auto, se îndrăgostește de un student. Toate aceste povești sunt pretexte pentru a intra în straturile cele mai incomode ale psihologiei umane. Ne aflăm în fața unui roman în care Kundera își cunoaște atât de bine personajele, încât surprinde resorturile lor paradoxale, cu atât mai fascinante cu cât sunt mai paradoxale. Scenele erotice de aici sunt descrise cu o senzualitate fină, ironică, elegantă, însă deloc patetică și deloc siropoasă. De la realism la erotic, de la erotic la suprarealism, de la suprarealism la absurdul de cea mai pură factură kafkiană, toate aceste ingrediente se regăsesc în roman și, dincolo de toate, există o coeziune a textelor. Coeziunea textelor este dată de cele două noțiuni care se regăsesc și în titlul romanului. Râsul și uitarea. Toate poveștile de aici au de-a face cu aceste două noțiuni fundamentale. Râsul și uitarea. Aș vrea să vă citesc unul dintre pasajele mele favorite din acest roman. Litost is an untranslatable Czech word. Its first syllable, which is long and stressed, sounds like the wail of an abandoned dog. As for the meaning of this word, I have looked in vain in other languages for an equivalent, though I find it difficult to imagine how anyone can understand the human soul without it. Let me give an example. The student went swimming in the river one day with his girlfriend, a fellow student. She was athletic, but he was a very poor swimmer. He could not time his breathing properly and swam slowly, his head held tensely high above the surface. She was madly in love with him and tactfully swam as slowly as he did. But when their swim was coming to an end, she wanted to give her athletic instincts a few moments free rein and headed for the opposite bank at a rapid crawl. The student made an effort to swim faster too and swallowed water. Feeling humbled, his physical inferiority laid bare, he felt litost. He recalled his sickly childhood, lacking in physical exercise and friends, and spent under the constant gaze of his mother's overfond eye, and fell into despair about himself and his life. They walked back to the city together in silence on a country lane. Wounded and humiliated, he felt an irresistible desire to hit her.
"What's the matter with you?" she asked him, and he started to reproach her. She knew about the current near the other bank, and that he had forbidden her to swim there because of the risk of drowning. And then he slapped her face. The girl began to cry, and when he saw the tears on her cheeks, he took pity on her and put his arms around her, and his lithos melted away. Milan Kundera este unul dintre scriitorii mari ai literaturii universale contemporane și este acel tip de scriitor care își simte foarte bine personajele, care poate să descrie cu o minuțiozitate chirurgicală, dar afectuoasă în același timp, cele mai complicate mecanisme psihologice și, desigur, paradoxul naturii umane.